Delegația română, condusă de liberalul Gheorghe Tătărescu, ministru de externe și viceprim-ministru, expune în cadrul conferinței de pace de la Paris dezideratele României, recunoașterea cobeligeranței, caracterul nedrept al unor clauze militare și economice împovărătoare, respingerea unor pretenții ungurești. Nimic însă despre Basarabia, Bucovina de Nord și Cadrilater. Nimic despre plecarea trupelor rusești din țară. Simțind greaua, istorica răspundere ce revine, Tătărescu face unele declarații, mai ales că era îndemnat să rămână la Paris. La Ialta, Occidentul ne-a predat rușilor. Conștiința mea de român îmi poruncește să mă reîntorc în țară și să sufăr cu compatrioții mei, încercând să ușurez calvarul. Mi-ar fi atât de ușor să rămân la Paris, când am alături de mine nevasta și copiii. Eu aleg conștient de toate riscurile, lupta pentru români, pentru libertatea lor. După semnarea la Paris a nenorocitului de tratat, la dineul de gală, la care au fost invitați în primul rând învingătorii, Tătărescu a refuzat să se ducă. Se simțea un învins. Il est peut-être nécessaire de rappeler que dans l'intervalle des deux guerres, l'Arménie s'est constamment tenue dans le camp opposé à l'Allemagne. En tant que membre de la Société des Nations, aussi bien que par sa participation à toute une série de traités internationaux, la Roumanie a pris face à l'Allemagne non point la position de satellite, mais celle d'un adversaire. Or, après les événements militaires de mai-juin 1940, la Roumanie fut entraînée par une poignée d'aventuriers et de traîtres, et au mépris de ses intérêts permanents, dans la guerre de l'Allemagne hitlérienne contre l'Union soviétique et ses alliés. Se știe că familia Tătărescu-Negroponte a avut vila din strada Polonă și o vilă în cartierul Floreasca. La arestarea lui Gheorghe Tătărescu în 5-6 mai 1950 în lotul demnitarilor, toate bunurile i-au fost expropriate, iar întreaga sa arhivă și bibliotecă, arse în curtea casei din Polonă, unde a locuit. Se găseau în această arhivă documente istorice prețioase, valori de artă, corespondența sa cu oameni de stat români și străini, corespondența soției Aretia Tătărescu cu sculptorul Constantin Brâncuș. Doar 2000 de volume au fost salvate și predate după confiscare Bibliotecii Sfatului Popular al Capitalei. A mai avut familia Tătărescu-Negroponte o casă de patrimoniu în strada Floreasca, care și ea a fost confiscată fără niciun act de naționalizare încă din anul 1947 cu tot ceea ce era în ea. Casa din Floreasca a ajuns întâi la Ministerul de Interne, apoi la sindicate, iar după anul 1990 preluată de CNSLR Frăția și apoi revendicată de omul de afaceri Ovidiu Tender. Timp de 10 ani s-a judecat Sanda Tătărescu-Negroponte cu acești corbi. Să spunem că întreg cartierul Floreasca a aparținut familiei Negroponte, care l-a împărțit și l-a dăruit oamenilor cu care lucrau și și-a păstrat doar domeniul și casa de 4.000 de metri pătrați pe care nu au reușit să le recupereze după 1990. Așa cum se poate vedea în acest dosar, îmbogățirea figurează cazuri extrase din arhiva confiscărilor, aur ridicat de la Mihai Romanescu și 808 poziții cu bunuri, luate, tablouri, statuete, covoare, argintărie. Alte confiscări de la Marta Bibescu, Castelul Mogoșaia, de la Max Aușnit, Nicolae Malaxa, Arhiducesa Ileana, Mihai Antonescu. De la Gheorghe Tătărescu, aur, picturi valoroase, obiecte de mobilier, cărți de artă. Toate aceste obiecte de patrimoniu au fost atribuite gratuit Ministerului Afacerilor Interne, Unității Militare Sovietice numărul 3375, Comitetului Central al PMR, Casei de Oaspeți Româno-Sovietică, Organizației PMR a orașului București, Arlus, la diferite ministere și chiar la cabinetul dr. Petru Groza. În noaptea de 5 mai 1950, tatăl meu a fost arestat în condiții tragice, fiindcă au buznit în casă, parcă era o hoardă de oameni. A fost arestat tatăl meu, deținut la Sighet, apoi adus în București, în mai multe închisori, pentru diferite anchete. Eliberarea tatălui meu, care s-a făcut în anul 1955, vara, a fost o așa zisă eliberare. Tatăl meu era complet tuberculizat, a murit după un an și ceva în spitalul condus de Dorel Bughele, care din milă l-a acceptat la el, și împreună cu el o mulțime de alți deținuți eliberați. Tatăl meu avea o oarecare milă de familia lui și nu ne-a spus niciodată, decât într-o singură dată, poate, când a spus mamei mele, a fost groaznic. Dar nu vă mai spun, ați avut partea voastră de durere adusă din faptul că eu am făcut politică. Așa că personal despre tata sau de la tata n-am știut nimic. În schimb, am știut de la un chimie. ...50 de oameni mari ai țării și ai bisericii greco-catolice au murit în primii ani de detenție la Sighet. Odată ajunși la această închisoare de exterminare, au început să cadă unul câte unul. Primul a fost Dinu C. Brătianu, șeful Partidului Liberal, octogenar. A murit imediat în 31 august 1950. Era bolnav, cerea ajutor, dar nu l-a auzit nimeni. Al doilea a fost episcopul Anton Durcovici. Al treilea, Radu Roșculeț, fost ministru al cultelor. Toți erau singuri, în celule, izolați, în frig și în foame. Apoi, vicarul diocezei din Oradea, Augustin Maghiar, episcopul dr. Traian Frenciu, apoi Tătăranu, fost director al Băncii Naționale, Sever Bocu, deputat PNC, lovit și brutalizat de gardianul Rusneac, să moară mai repede. Al nouălea, marele Iuliu Maniu, președintele PNC, mort în 5 februarie 1953. Al 10-lea a fost generalul Alexandru Tătărescu, cel mai mare în familia Tătărescu. El a stat tot timpul izolat. Cât de greu trebuie să fi fost pentru un om smuls din familie și nevinovat să moară ca un infractor. Au urmat apoi episcopul dr. Ioan Suciu, liberalul Gheorghe Brătianu, marele profesor și academician, director al Institutului de Istorie Nicolae Iorga, amiralul Nicolae Păiș, Constantin Argetoianu, episcopul dr. Tit Liviu Chinezu. Aceștia au făcut parte din eroica generație care a creat și a apărat România Mare. Tuberculoza a contractat-o în pușcărie? Tuberculoza a contractat-o în pușcărie, a venit cu un fel de buletin în care se vedea că avea zilnic temperatură. Doctorii au constatat-o imediat. Această tuberculoză se numea morbulul Pot. Era o tuberculoză a șirii spinării, care încetul cu încetul i-a cuprins tot corpul, paralizându-l până în ultima zi. Momentul arestării, deci când s-a petrecut, la ce oră din noapte și cum a decurs această arestare? La 12 noaptea Am fost mirați, aveau cheia de la intrare, am intrat, au răvășit toată casa, au spus tatălui meu că n-are nevoie să-și ia nimic, nici de îmbrăcăminte, că pleacă pentru câteva ore. Tatăl meu a cerut un singur lucru, să-și ia Biblia cu el. Și a plecat cu o Biblie și cu câteva haine. Au lăsat un ordin de percheziție, au lăsat o... Doamna, întâmplător, după ce ne-au răvășit casa cum ne-au răvășit-o, noi, distruși după o noapte de nesom, am găsit, întâmplător, pe biroul tatălui meu, o hârtie scrisă în rusește. Aveam mândria să vă spunem că nu știam niciunul rusește. Nu știam ce este această hârtie. Dar importanța ei am văzut-o a doua zi, când aceiași domni au venit acuzându-le că ne-a furat hârtia și au găsit-o pe biroul tatălui meu, luând-o cu mare furie și cu mare oarecum tristețe că ne lăsaseră această dovadă. Această mărturie. Din clipa arestării tatălui dumneavoastră, ați mai știut ceva despre dânsul? Unde se află întemnițat? Absolut nimic. N-am știut nimic decât vești aduse când și când de unul de altul, unii binevoitori, alții răuvoitori. N-am știut nici unde se găsește, nici în ce anchetă, nici cum. Singurul lucru, în timpul anchetei mele de la Malmaison, în momente puțin penibile pentru mine, mi-au spus, te voi conforta cu tatăl dumitale. Deci am dedus că în momentul acela tatăl meu se afla acolo. Atât. Deasupra capitalei în sărbătoare, drapelele Națiunilor Unite pâlpâie biruitoare alături de celor românesc, întruchipând frăția de arme și de... La 6 martie 1945, regele Mihai I a fost silit sub presiunea reprezentanților Uniunii Sovietice și ai Armatei Roșii, care repuneau mereu ca obiect de șantaj în discuție retrocedarea Ardealului de Nord, încă sub controlul lor, să însărcineze pe dr. Petru Groza cu alcătuirea unui guvern de largă concentrare democratică. Dacă Iuliu Maniu și Constantin Dinu I.C. Brătianu au refuzat, Gheorghe Tătărescu a acceptat să intre în numele partidului său PNL în guvernul dr. Petru Groza, în care a primit demnitatea de vicepremier și de ministru al afacerilor externe. Domnul prim-ministru dr. Petre Groza proclamă în Gheorghe Tătărescu făcuse acest pas cu intenția de a recupera imediat Ardealul de Nord și de a stăvili sovietizarea și comunizarea. Dorea de asemenea să împiedice ca Partidul Comunist să monopolizeze relațiile cu Uniunea Sovietică. Era ultimul din opoziție, ca să spun așa, dar care colaborase cu Groza, deci chiar și cei care, din vechea clasă politică, care arătase așa o voință, dar merge până la capăt pe linia asta, care era de echilibru, de fapt, gândită și cu Occidentul și cu Uniunea Sovietică, cum era oficial politica și a americanilor și a englezilor, că sunt în raporturi corecte cu... Nu se declanșase încă războiul rece în toată puterea lui. Și s-a încercat, se spera că se poate găsi o formulă, eu i-am spus, de finlandizare a României, adică de bune raporturi cu Uniunea Sovietică în respectul unui anumit statut de independență. Cel care reprezenta această linie din Partidul Liberal era Tătărescu, Gheorghe Tătărescu, care a și semnat pacea de la Paris, în numele României. El a fost conducătorul delegației române la Paris la tratativele de pace. Ori și el fusese acum scos din Parlament, pentru că a fost o reacție foarte puternică după arestarea lui Maniu și scenarea de la Tămădău și arestarea lui Maniu și a grupului lui. Deci a fost o reacție puternică și împotriva Partidului Național Liberal Tătărescu, Aripi Tătărescu. Și cum? Adică a celor care au colaborat. Asta s-a făcut pe o lege a oficiilor industriale, se chema, care era un fel de început de naționalizare, de trecere sub controlul statului a întregii industrie. Și aceea liberalii au votat contra liberalului Tătărescu. Și, în consecință, a fost acuzat și de complicitate cu maniștii, cu țărăniștii la Ministerul de Externe și că a subminat poziția României și așa mai departe. Numai eu, personal, m-am ocupat nițel de personalitatea lui Gheorghe Tătărescu. Mă rog, și unii s-au supărat pe mine, dar mă rog, am încercat și obiectiv. Și am vrut să arăt că el a mers pe o linie de bun, adică el a urmărit țițelul lui, ținta lui era corect. Adică vrea să salveze ce se putea să salva în România. Aiva, dacă vreți să-mi dați voi aici să evoc ceva, ce mi-a spus un fost diplomat român. Acesta rămăsese în Occident în post, fiind trimis cu misiuni. Negu Juvara, el a povestit. Trimis de guvernul Antonescu cu mesaj către Stockholm, ambasadorul un anul de acolo și a rămas către Helsinki, la tratativele care se duceau. Deci pus către Stockholm, am zis bine. Și a rămas ca funcționar diplomatic acolo. Nu s-a întors după 23 august. În ziua de 23 august a ajuns. Și Tătărescu le-a transmis tuturor românilor în situația asta: vă rog foarte mult, chiar dacă mă detestați, chiar dacă mă considerați trădători, chiar cum vreți dumneavoastră, nu demisionați. Că dacă demisionați, trebuie să cer avizul lui Teohari și eu vreau să am români în posturile respective, care să fie devotați cauzei naționale și să apere. Cu orice ați crede despre mine, rămâneți acolo. 3 luni înainte de eliberarea tatălui meu, am fost ridicată pe stradă, legată la ochi și dusă într-o casă conspirativă în Mâchivoi. Nu știu nici azi unde a fost, unde am fost confruntată cu tatăl meu. Întâmplător știu limba engleză și într-unul din interviurile tatălui meu am fost traducătoarea lui. Într-unul cu americanii care erau la Comisia Aliată de Control. Și recunosc că poate aceasta a fost unul din punctele de acuzare care mi s-au adus. Între altele, nu mai vorbim. Voi vorbi de mine mai târziu. Deci să înțelegem că și membrii familiei au avut de suferit. Membrii familiei au fost îngrozitori de persecutați. Și nu pot să afirm, dar cred că e familia cea mai persecutată din România. Vă voi da câteva nume. Împreună cu tatăl meu, deci în aceeași noapte, a fost arestat fratele lui, Alexandru Tătărescu, general, născut în 1888 și afirm cu toată seriozitatea, asasinat la Sighet după 1 an și jumătate de detenție. Deci a murit la Sighet în 1951. Soția lui, arestată în 1952, în acel mare lot care a fost dus, unde am fost arestată și eu, la Ghencea, condamnată administrativ 60 de luni. Aceasta e Alexandru Tătărescu. Ștefan Tătărescu, născut în 1890, eliberat de la Sighet după 5 ani și 4 luni de detenție. Foarte torturat. El a avut sinceritatea să ne spună, cu toate că ne-a cutremurat, ne-a spus la ce chinuri a fost supus. Soția lui, Marieta, arestată tot în noaptea de 15 august, 52, dusă la Ghencea. Nolică Tătărescu, născut în 1892, decedat mult mai târziu în libertate, dar soția lui, aflând că unul din frații Tătărescu a murit, a presupus că era soțul ei și și-a dat singură moartea după 2 ani, nemai suportând viața. Eu însă, fiica lui Gheorghe Tătărescu, am fost arestată la 15 august 1952 în același lot cu mătușile mele, condamnată la 60 de luni detenție administrativă, din care, spre fericirea mea, nu le-am putut face toate aceste luni, căci a murit Stalin între timp. Aș putea să mai vorbesc de surorile tatălui meu. Una dintre ele n-a rezistat torturii și vieții care trebuia să o ducă. S-a sinucis. Florica Sfetescu. Cumnatul tatălui meu, Aurică Pociovăliștean, soțul una dintre surorile tatălui meu, arestat în aceeași noapte de 15 august. Ne-am regăsit la Ghencea toți. În timpul acestei detenții, familia noastră, aproape în întregime, a fost în domiciliu forțat. Pot să vă spun că alături de drama care am trăit-o, am mai trăit una. În închisoarea de la Târgșor, unde am fost dusă la sfârșitul detenții mele, la vorbitor venea fiul meu de 10 ani, singurul care nu avea domiciliu obligatoriu. Încă o dată, Doamnă, la un moment dat, în această familie, 12 oameni arestați, domiciliu obligatoriu sau sinuciși, au plătit faptul că erau rude cu Gheorghe Tătărescu. În această casă senină și frumoasă din Ploiești locuiește Mircea Ionescu Chintus, fondator al Partidului Național Liberal. La cei 98 de ani pe care i-a împlinit de curând, Mircea Ionescu Chintus își amintește cu claritate momentul când l-a cunoscut personal pe Gheorghe Tătărescu. Pe atunci, acesta fusese desemnat de regele Carol al II-lea ca prim-ministru pentru a prezida de la 5 ianuarie 1934 la 28 decembrie 1937 ultimul guvern democratic de partid al României Mari. Și atunci exista o luptă între bătrânii și tinerii din PNL și totuși cu Tătărescu la guvernare și cu Constantin Ice Brătianu la președinție, Partidul Național Liberal, țara cunosc un proces de stabilizare și de modernizare a societății, a economiei și a culturii naționale. Se întâmpla în aprilie 1936, cred că 24, nu sunt foarte sigur, dar în orice caz era spre sfârșitul lui aprilie 1936, când liberalii prahoveni au ridicat lui Duca, prieten al Prahovei și al tatălui meu, un bust aici la Ploiești și evenimentul a fost considerat de guvernul Tătărescu. Era prim-ministru atunci, foarte important, și a venit întregul cabinet Tătărescu la Ploiești să asiste la această dezvăluire. Evident, bustul a fost în piața centrală, undeva au ridicat ăștia ai noștri o estradă, să spunem, unde s-au instalat oficialitățile și apoi au urmat discursurile. Vreau să vă spun că cu vreo săptămână înainte au venit la mine, tatăl meu se sfârșise cu niște ani înainte, în 33, cu 3 luni înaintea lui Duca. Și mi-au spus, tata a fost, o spun cu mândrie, un apropiat al lui Duca, care a fost de multe ori la noi în casă și glumea întotdeauna, și e de spus gluma asta, mă duc la Ionel Chintus acasă că nu-și pune copiii să spună poezii. Așa. Deci am avut această șansă să-l văd de mai multe ori, să stau undeva, bineînțeles, mai mititeri cum erau de o parte la masă, dar l-am cunoscut și fruntașii ploieșteni, liberali, au venit la mine și au spus dacă trăia tatăl tău, ar fi vorbit la dezvelirea acestui bust. E datoria ta. Eu eram student, cred că în penultimul an, nu făcusem niciun fel de politică, Eram obișnuit cu politica tatălui meu, mai mă lua din când în când apa la întâlniri, dar era o perioadă de efervescență legionară. Eu fusesem, în întâmplarea, o să vă spun imediat, deosebit de legionar, pentru că trăisem viața liberală a familiei mele. Și au venit și mi-au spus, trebuie neapărat să vorbești. Da, dar eu nu știu, nu. Te descurci și vorbești. Clar. Și vă dați seama, o săptămână, cât mă pricepeam și eu, cât mi-aminteam de Duca, am scris două pagini așa de cuvinte pe care le-am citit. Surpriza a fost că toată lumea a fost foarte mulțumită de acest cuvânt al meu și, în primul rând, Tătărescu. Și care a întrebat pe cineva, cine e tânărul ăsta? Și cineva a spus, e băiatul lui Chintus. Zice, aduceți-l la mine. Eu emoționat, bucuros că îmi făcusem treaba asta, am urcat acolo, primul ministru și eu, un studențel acolo. S-a ridicat în picioare, m-a felicitat și a spus, l-am cunoscut bine pe tatăl dumitale și mă bucur că îi urmezi. Și te felicit din clipa ce ești înscris în partid. Nu, domnule prim-ministru, n-am încă 18 ani. N-are nimic. Din clipa asta ești membru al Partidului Național Liberal. Și să văd ce pot să-ți dau ca legitimație. Foarte nostimă treabă. S-a căutat în portfel și n-a găsit ce trebuia, că nu putea să-mi dea legitimația lui, dar mi-a dat Pe vremea aceea, parlamentarii și demnitarii aveau drum liber pe căile ferate, pe... Acces liber, deci. Exact, acces. Și mi-a dat legitimația lui, prin care putea să călătorească pe Dunăre și în țară. Asta este actul dumitale de înscriere, să-l păstrez pentru toată viața. Vreau să vă spun că sunt foarte amărât că la una din perchezițiile pe care mi le-a făcut securitatea aici mi-a găsit legitimația asta. Printre altele a luat-o. Acum când am căutat cu disperare în dosarul meu, unde am găsit fotografii și multe altele, legitimația asta n-am mai găsit-o. Cineva o fi zis că e o treabă mai istorică, de la prim-ministru, și a dispărut. Prin urmare, din clipa aceea, eu m-am socotit membru al Partidului Național Liberal, deși nu eram înscris statutar, nu aveam nici măcar un carnet de membru. Vreau să vă spun, carnetul de membru l-am luat ceva mai târziu, bine mai târziu, la începutul lui noiembrie 1945, de atunci am carnetul de membru, ca și soția mea. În aceea zi, 1 noiembrie 1945, ne-am înscris. Testamentul tatălui meu se poate rezuma într-atât. Și-a iubit țara mai presus de familie, de copii, de soție pe care a adorat-o. Și iată, nu v-am vorbit de mama mea. Și îmi dați voie să vorbesc și de ea. A fost soție de un politic, dar n-a făcut politic o singură zi. Și-a dăruit viața tuturor operelor de binefacere pe care le putea găsi. La un moment dat, tatăl meu cu mică duioșie îi spunea, poate că ar fi bine să mă înscriu și eu la orfan, fiindcă avea grijă și de mine. A făcut parte din 14 societăți de binefacere. S-a ocupat de tot ce este artistic în România. Ea l-a adus pe Brâncuș. Grație ei este complexul de la Târgu Jiu. Neavând bani destul, Liga Națională a Femeilor Române din Gorj a completat cu banii ei. Tot cu ce a putut ajuta. La Târgu Jiu, covoare. Lângă noi, la țară, un atelier pentru orfane, pentru broderii românești. Tot ceea ce a putut face un om de bine și cu simț artistic. Pentru că, aruncată din propria ei casă, într-un cartier malfamat în București, în Crucea de Piatră. Plata și răsplata, în cazul lui Tătărescu, au fost cu totul disproporționate. Când brătienii și partidul lui Maniu au ajuns în pușcării, în anul 1947, Tătărescu e debarcat de la putere și are domiciliu obligatoriu. Este apoi arestat și adus în pragul morții și apoi îi se aplică un cumplit șantaj al supraviețuirii pentru a depune ca martor al acuzării în procesul Pătrășcanu. În instanță, Tătărescu declară că scuipă pe acuzațiile ce îi se aduc și se autodenunță ca dușman al regimului comunist. A fost controversat din două motive. Întâi, a fost controversat pentru că a acceptat formula de constituțională a lui Carol al II-lea, acea așa-numită dictatură regală, dar care, de fapt, era un regim de sporită autoritate monarhică, și, în al doilea rând, pentru că a acceptat să intre în guvernul lui Petru Groza. Și a scindat atunci Partidul Liberal, adică o aripă importantă, destul de importantă în Partidul Liberal l-a urmat și s-a despărțit de Dinu Brătianu. Acum, povestea e lungă a raporturilor lui Tătărescu. Tătărescu a fost promovat de Ionel Brătianu și de Duca în Partidul Liberal. Ei l-au descoperit. Tătărescu a venit pe un val condus de Ionel Brătianu și a dat teza de doctorat, pe care o să-mi permit să o dau, pentru că am avut eu inițiativa asta, nu eu am tradus-o, altcineva. I-am făcut și un studiu, dar m-a fascinat această teză a lui de doctorat în 1912 la Paris, în 1912. Doctorat în drept. Și se cheamă Regimul electoral și parlamentar în România. Și este un text de un spirit critic atât de ascuțit, încât nu mai întâlnești decât poate la Radu Rosetti și mai ales la Caragiale. 1907, din primăvară până în toamnă. Era sub impresia răscoalelor și a crizei care se vedea că există în agricultură. Atitudinea lui Tătărescu e categorică în favoarea împroprietăririi țăranilor, în favoarea restabilirii raportului dintre capital, proprietate și muncă, asta e argumentul, adică să nu, și contra oligarhiei pe care o consideră în mare parte parazitară. Regimul de România e un regim oligarhic, adică o oligarhie care are în mână toate resorturile și care e și pasivă în multe privințe și oarecum devine parazitară. Deci trebuie o reformă profundă, socială și în domeniul proprietății și, de asemenea, trebuie ca votul, regimul reprezentativ, să devină real prin universalizarea votului și egalizarea votului. Acestea sunt reformele pe care Partidul Național Liberal le-a anunțat în 1914, prin Ionel Brătianu, s-au convocat adunări constituantă care să schimbe Constituția, să modifice, pentru că acolo se spunea sacralitatea proprietății și s-a spus că statul are voie să exproprieze marile proprietăți pentru a împroprietări pe țăran, deci spiritul Icuza. Aceste măsuri au fost binecuvântate și promulgate de regele Carol I, au fost înainte de război și n-au putut fi duse la îndeplinire pentru că a izbucnit războiul. Și abia în 1917, regele Ferdinand a preluat inițiativa și a dus până la capăt procesul, înfăptuind reforma agrară și reforma electorală. Deci, două reforme uriașe, care au dus la dispariția unei clase, a fost marile proprietari, marea boierime proprietare de pământ, și marele domeniu a dispărut și a dispărut Partidul Conservator cu ocazia asta. Eu spun că a fost bine sau a fost rău, au fost și critici la adresa acestui lucru, economia a căzut. Știți cum era? Și eu mi-am permis să fac această comparație. S-a întâmplat exact ce s-a întâmplat în 90. Deodată, producția a căzut agricolă din cauza faptului că s-a refărâmițat proprietatea agrară, adică au dispărut colectivele. Pe urmă a început jaful, asta e altă, e o poveste lungă aici. Dar și atunci s-a spus, prima reacție, în vremea lui Carol I nu se spărgea prețul grâului la Marsilia, asta adică nu se fixa prețul, se spărgea prețul grâului până nu venea grâul românesc. Grâul românesc dicta prețul grâului pe piața europeană. Ei, după reforma agrară, după primul război mondial imediat, n-a mai fost aceeași situație. A scăzut și, pe urmă, s-a ridicat treptat o burghezie rurală, o chiaburime de asta, care a refăcut proprietăți, dar pe bază de muncă. În documentele diplomatice secrete sovietice, multă vreme rămase necunoscute, Gheorghe Tătărescu era prezentat ca un primejdios susținător al monarhiei și al regimului burghezo-moșieresc, ce trebuia neîntârziat neutralizat. La 24 mai 1947, el a adresat guvernului un memoriu intitulat Poziția PNL față de politica internă și externă, prin care protesta în numele partidului său împotriva abuzurilor și a ilegalităților comise de guvernul Groza, mai mult se desolidariza de ele și cerea o urgentă reexaminare a politicii cabinetului Groza. Eu cred că pentru țară n-a făcut greșeli grave, pentru țară. Da. Fiindcă le-a făcut îndeplinind niște funcții înăuntru cărora își slujea interesele reale ale țării. Din punct de vedere politic, politica liberală, sigur că a greșit. Nu te desprinzi dintr-o anumită mentalitate. Partidul nostru, ca și Partidul Național Țănăresc, erau partide istorice, se confundau adesea cu istoria acestei țări. Nu poți să pleci dintr-un asemenea partid și să te duci exact în mijlocul adversarilor. Dar, încă o dată spun, rămâne o personalitate importantă a politicii noastre, cu greșelile și cu lucrurile bune pe care le-a făcut, și oricând epoca în care a trăit el va fi cercetată, este unul dintre oamenii care au reprezentat atitudini bune sau mai puțin bune. Eu sunt nițel, dacă vreți, subiectiv, pentru că fiind foarte bun prieten cu fiica lui, l-am cunoscut și sub alte aspecte pe care n-am cum să le... Dar era un foarte bun tată de familie. Da, el a adus săracul urgia asupra familiei lui. Toți, aproape toți din familie au făcut pușcărie. Sigur că da. Sigur că da. Au avut de suferit imens. Și știam de la ea că îl costă foarte mult treaba asta, că și-a aruncat familia în necazuri. Dar o personalitate de frunte rămâne prezența lui neștirbită în istoria partidului nostru. Dacă cineva ar putea să explice mai exact, eram și eu foarte surprins în momentele alea de ce se întâmplă. Eram încă în armată, dar nu știu cum oamenii care l-au cunoscut atunci mai aproape l-au socotit. Mie mi se pare că nu aplicând principiul de mortuis nihil nisi bene, dar pentru sacrificarea lui, cum am spus și asta trebuie să o subliniez, a pătimit atât de mult încât cred că și-a spălat păcatele. Analizându-și înainte de a muri actele politice și opțiunile ideologice, Gheorghe Tătărescu menționa că monarhia era cheia de boltă a tuturor așezămintelor și principiul de bază al ideologiei național-liberale. Cităm, colaborasem un șir de ani în cea mai strânsă legătură cu regele Carol al II-lea și stabilisem raporturi de încredere și de prietenie cu regele Mihai. În aceste condiții, monarhia era o forță de sprijin și un stâlp de reazem pentru mine și pentru partidul meu. Logica faptelor și a evenimentelor m-a obligat astfel să lupt pentru consolidarea monarhiei și în același timp să lupt împotriva socialismului care urmărea desființarea ei. Casa aceasta, indiferent cine o ocupă astăzi, vorbește despre cumpenele prin care au trecut stăpânii ei. Cu 2 zile înainte de moartea sa, în 18 martie 1957, Gheorghe Tătărescu i-a spus fiicei sale: "Cumplite vremi mi-a fost dat să trăiesc, copilule." Fiica lui Tătărescu mai evocă o convorbire pe care a avut-o cu Iuliu Maniu, marele adversar al tatălui său. "Duduie dragă", mi-a spus ceremonios și grav venerabilul bărbat de stat, "două linii paralele nu se întâlnesc niciodată. Tot așa, tatăl dumitale și cu mine nu ne-am întâlnit niciodată în politică și totuși să știi că noi ne întâlnim undeva, și anume în dragostea de această țară."